Tu te voi... Sunny... Într-o pădure deasă era o casă mică. Aceea era casa celor patru zâne ale anotimpurilor. Aceasta e Bloom, zâna primăverii. Ea e calmă și blândă. Aceasta e Amber, zâna toamnei. Ea e destul de capricioasă și arogantă. Frosty, doarme! Iar eu, Sunny, zâna verii. Frosty, ridică-te și treci la treabă! Iar tu, Sunny, nu mai tulbura somnul! Lăsați-mă să mă alătur antrenamentului! Oh, e prea cald! Oh, îmi pare rău! Ești inutilă! Întotdeauna sfârșesc prin a provoca probleme! Foc! Stingeți-l repede! Lăsați-mă pe mine! Eu... Faci numai probleme! Aș vrea ca vara să dispară! Astăzi, regele ține o ceremonie de botez pentru prințesa nou-născută. Prietenele mele sunt foarte entuziasmate. Dar eu n-am fost invitată. A văzut cineva invitația mea? Regele ne-a invitat doar pe noi! Tu stai și ai grijă de casă, îți vom aduce și ție câte ceva! Wow, castelul e uriaș! Cât de multă mâncare! Să ridicăm paharele! Prințesă, să fii blândă și strălucitoare ca primăvara! Pe măsură ce vei crește, prințesă, vei fi tot mai sufletistă! Indiferent ce s-ar întâmpla, prințesă, vei trece cu putere peste! Și eu vreau să-i ofer urările mele prințesei! E cald, nu-i așa? Zâna verii, cine te-a lăsat să intri? Oh, eu eram doar curioasă! Ascultați-mă! Și apoi, din greșeală, am dat foc întregului castel. Stingeți focul repede! Toată lumea a încercat să-mi îndrepte greșeala. Eliberați-mă! Vă rog, iertați-mă, maestate! La o parte! Voi, fetelor! Alungați-o pe muntele înzăpezit. Restul anotimpurilor vor rămâne în castel. Regele mi-a tăiat aripile. Toată lumea credea că meritam aceste consecințe. Eram oficial izolată în frig. E atât de frig! Mă voi încălzi singură! Ce se întâmplă? Suntem liberi! Mulțumim de ajutor! Era pentru prima oară în viața mea când eram lăudată. Voiam să fac mai multe lucruri bune. Nu, mai întâi trebuie să-mi controlez puterea.
După ce am plecat, Bloom, Amber și Frosty au rămas la castel, simțindu-se bine. Dar ele au făcut și munca mea. Toate erau epuizate pentru că anotimpurile țineau mai mult decât de obicei. Nu mai aveau suficientă mâncare și suficiente haine pentru a supraviețui iernii aspre. Ce bine ar intra puțin soare de la zâna verii! Sunteți toate inutile! E groaznic fără Sunny aici! Cât despre mine, mă antrenam cu sârguință pentru a-mi controla energia de foc. Pentru a o controla, există o singură cale. Care e calea? La poalele muntelui se află o bijuterie de foc ascunsă. Trebuie doar să... Am înțeles, mulțumesc! Am rupt vraja de pecetluire și, din greșeală, l-am eliberat pe demonul de foc. Un monstru ca o flacără uriașă s-a repezit spre mine. Puterea mea era limitată, am fost imediat cuprinsă de el. Sunt în interiorul demonului de foc? Sunt pe cale să fiu digerată? Fără să mai stau pe gânduri, am îmbrățișat inima demonului de foc. S-a dovedit că bijuteria de foc era inima demonului de foc. Am reușit! Uimitor! Ajutor! Tu din nou! Stai, ascultă-mă! Prietenele tale sunt în pericol! Grăbește-te să mergi la castel! M-am întors și am rămas șocată să văd castelul înghețat complet. Bloom, Amber și Frosty erau slăbite pentru că își pierduseră puterile. Bine ai venit, vară! De acum eu voi controla anotimpurile, nu voi! Într-o zi caniculară, regele s-a îmbolnăvit de o boală ciudată. E din cauza verii. Dacă o eliminăm și ne ocupăm de celelalte anotimpuri, nu se va mai întâmpla niciodată. De aceea a vrut regele să mă alunge. Ce ar trebui să facem? Sunny nu va supraviețui! Aripile ei! Trebuie să-i găsim aripile! Sunt aici! De data asta nu voi arăta nicio milă! Sunny! Aripile s-au întors! Puterea mea a fost oficial restabilită! Magia a reapărut de asemenea și la Bloom, Amber și Frosty. No!
Ia de aici! Păzeacă, vin! Ține! Oh, oh. Îl voi termina! Vă rog, salvați-mă! Vreau doar să mă vindec! Poftim! E doar o alergie obișnuită de la vreme. Atâta timp cât nu face rău nimănui, acele semne vor dispărea de la sine. Îmi pare tare rău. Soldați, grăbiți-vă! Prindeți vrăjitoarea! Sani, îmi cer scuze! Am fost prea strictă cu tine! De acum ne vom antrena împreună! Eu nu te voi mai certa de acum! Vă mulțumesc tuturor! Legătura celor patru anotimpuri au readus castelul la viață. Vara s-a întors! De acum înainte, toate activitățile își vor relua cursul firesc. Cele patru anotimpuri, primăvara, vara, toamna și iarna, vor lucra împreună cu dragoste și înțelegere pentru a crea o lume frumoasă. În ținutul vampirilor existau două clanuri importante. Vampirii roșii aveau părul întunecat și ochii roșii, așa cum sunt descriși în legendele noastre. Iar vampirii verzi aveau părul deschis la culoare și ochii de un verde intens, asemenea frunzelor. Clanul vampirilor verzi a prosperat hrănindu-se cu seva arborelui vieții, ceea ce le-a oferit un comportament la fel de blând precum culoarea lor reprezentativă. Deși le lipseau abilitățile de luptă ale clanului roșu, erau protejați de arborele vieții. Atâta timp cât rămâneau pe teritoriul lor, nicio forță nu putea să atace clanul verde. Într-o zi, Cyan, prințesa clanului vampirilor verzi, a trecut de granița celor două clanuri în timp ce alerga după o pasăre rănită. Ajunsese în locul în care arborele vieții nu-i mai oferea protecție. Așa, așa, totul va fi bine. Te voi duce înapoi și îți voi vindeca rănile. Deodată a apărut un stol de corbi malefici care au coborât ca o furtună și au speriat-o pe Cyan, iar ea a căzut într-un somn adânc. Din fericire, când s-a trezit, se afla în brațele lui Sky, un războinic al clanului verde și iubitul ei din copilărie, care a avut grijă de Cyan în tăcere încă de când erau mici. În efortul său de a o salva pe Cyan, Sky se rănise la umeri. Sunt bine. Atâta timp cât pot fi alături de tine, pot îndura răni oricât de mari. Impresionată de afecțiunea și curajul lui, Cyan a acceptat să fie soția lui Sky. Familia lui Sky era bună și deținea o poziție înaltă în clan. Prin urmare, nunta lor s-a petrecut de îndată, însoțită de susținerea și veselia oamenilor. În mijlocul atmosferei pline de fericire, clanul vampirilor roșii a trecut de graniță. Fiind ocupat cu pregătirile de nuntă pentru acea zi fericită, șeful clanului verde, tatălui Cyan, a uitat să-i mai ofere destulă putere arborelui vieții, iar granița a devenit mai firavă. Fiind mai slab decât clanul roșu, clanul verde a fost înfrânt foarte repede, iar nunta îndrăgostiților s-a transformat într-un haos. Rowan a răpit-o pe Cyan și a dus-o în castelul lui, sub privirea neputincioasă a viitorului ei soț. Rowan își dorea ca prințesa Cyan să devină mireasa lui. Ea nu trebuia să facă nimic. Voia ca ea să rămână ascultătoare alături de el. Aiurea, crezi că voi asculta cu minte de tine?
Nu cred. Tu mă vei asculta și gata. Păziți-o cu grijă, atâta timp cât nu încearcă să-și facă rău, lăsați-o să plângă și să facă ce vrea. Sayan a fost îngrijită cu mare atenție. Cunoscând obiceiurile de viață ale celor două clanuri, Rowan îi dădea lui Sayan alimente și băuturi făcute din plante. I-a construit până și o grădină în care pătrundea lumina soarelui, cu multe flori și ierburi frumoase, așa cum avea și ea în clanul verde. Prințesă, uite! Într-adevăr, Lordul Rowan te tratează atât de frumos! A făcut mari eforturi pentru a-ți oferi toate acestea! Mi le oferă, dar tot sunt captivă aici! Oricât de frumos ar fi totul, sunt într-o cușcă aurită care îmi oprește libertatea! Timp de câteva zile, Sayan cu greu putea să mănânce sau să doarmă, iar corpul ei a devenit tot mai firav și mai trist. Rowan însuși venea furios la ea și o forța să mănânce. Se pare că nu înțelegi care e poziția ta, nu-i așa? Poate că mi-ai răpit trupul, dar nu vei avea niciodată mintea mea. Bine, dar dacă ai să-ți mai faci rău, logotnicul tău va suporta consecințele. Amenințarea a avut succes, iar Sayan, cu ochii înlăcrimați, a înghițit fără tragere de inimă primele guri de mâncare. Situația a continuat în acest fel până când, într-o zi, în timp ce stătea la soare, Sayan a primit o scrisoare de la Sky. Pasărea mesageră i-a transmis o parte din energia lui Sky, riscându-și viața pentru a ajunge la Sayan. Sayan, toți vampirii roșii își pierd magia într-o anumită zi. Fără o cantitate suficientă de sânge, chiar și Lordul Rowan rămâne fără nicio putere. Profită de oportunitate. Copleșită de furie, Sayan i-a ascultat sfaturile logodnicului ei și a început să pretindă că îl acceptă pe șeful clanului roșu. Nu mai avea o atitudine dură și uneori îi zâmbea, devenind mai veselă. Chiar îi răspundea la întrebări. Rowan era încântat, devenind și el mult mai blând cu ea. Indiferent cât de somnoros sau obosit era, el stătea mereu alături de ea pentru a mânca împreună. La prima vedere, păreau a fi un cuplu cu adevărat armonios. În timpul ei liber, Sayan a început să-și amintească vechile cunoștințe pe care le avea despre compoziția poțiunilor. Oh, nu pot să cred că le mai țin minte! Știi, obișnuiam să dețin funcția de vindecătoare pentru întreg clanul! Cunoscându-i interesul pentru medicină, Rowan i-a adus multe cărți valoroase. Sayan era foarte interesată să studieze remediile antice pentru alungarea magiei negre. Putea să stea o zi întreagă pentru a face aceste poțiuni. Dar ierburile folosite în poțiune sunt rare. Există una care crește doar pe stâncile misterioase de lângă granița celor două clanuri. Lui Sayan nu i-a venit să creadă când, într-o noapte, Rowan a apărut în fața ei, ținând o floare prețioasă în mână. Dar ceea ce i-a atras mai mult atenția prințesei au fost rănile de pe corpul lui și fața lui obosită de la luptă. În niciun caz, trezește-te! De ce îmi bate inima atât de tare pentru el? Sayan a aflat că noaptea în care Rowan își pierde puterile este noaptea cu lună plină. Sky a fost foarte fericit, sfătuind-o pe Sayan să găsească o modalitate prin care să-l ducă pe Rowan la arborele vieții, într-o noapte cu lună plină. A venit ocazia! Clanul nostru îl va ataca pentru a-l captura în arborele vieții pe Rowan! Însă, în acel moment, Sayan a ezitat. Cât timp a stat alături de el, Rowan nu-i făcuse ei nimic rău. Așa că Sayan a ales să scape atunci când Rowan era slăbit, fără să-l atragă însă în capcană.
În noaptea cu lună plină, nu numai Rowan era slăbit, ci întreg clanul roșu, iar atenția lor nu era la fel de sporită ca de obicei. Rowan, sper că vei putea duce o viață bună, chiar și fără mine. Sion a alergat spre arborele vieții, sperând că își va întâlni membrii clanului. Spre surprinderea ei, când a venit singură, Sky nu era fericit, ci furios, pentru că îi stricase planurile. Poftim? De ce? După ce a fost răpită Sion, șeful clanului verde, tatăl ei, a fost îndurerat și i-a oferit toată puterea ginerelui său, sperând că o va aduce înapoi pe prințesă. Ha-ha! Acum eu sunt noul șef. Te voi pedepsi pentru că ai fost inutilă și pentru că nu mi-ai ascultat poruncile. Lui Sion nu-i venea să creadă că bărbatul pe care îl iubea și în care avea încredere voia acum să-i facă rău pentru a-l amenința pe Rowan. Dacă ea nu-l ascultase, Sky însuși l-a ademenit pe Rowan lângă el. N-au avut de așteptat mult până când Rowan, slăbit și lipsit de puteri, s-a grăbit să o apere pe Sion. Știa că era foarte periculos să părăsească teritoriul clanului său în această zi, dar s-a grăbit să o caute peste tot pe cea pe care o iubea. Totuși, nu a putut să o găsească. Sky a profitat de ocazie și a poruncit armatei clanului verde să îl atace cu putere pe lordul Rowan. Deși era foarte slăbit, Rowan a ripostat cu înverșunare, provocând daune mari clanului verde. Combinația dintre magia verde și cea roșie a cutremurat arborele vieții, care a emis un fum întunecat prin care mulți membri ai clanului verde au fost atrași. Totul s-a ruinat! N-a fost bine că am zăbovit atâta timp, iar acum lumea a văzut cum sunt eu cu adevărat! În mod neașteptat, Sky și-a refăcut planul și a împins-o pe Sion spre arborele vieții. No, Sion! Soarta nu i-a dat voie lui Sky să se bucure prea mult de victoria lui. Fumul arborelui devenea tot mai gros și mai intens, capturându-l pentru totdeauna pe Sky. În același timp, în interiorul arborelui vieții, Sion vedea o iluzie suprarealistă. Iluzia i-a arătat că Sky a folosit în secret magia întunecată asupra arborelui vieții, prin care a provocat o catastrofă care a distrus clanul vampirilor verzi și clanul vampirilor roșii. Ambele clanuri au luptat cu înverșunare împotriva magiei lui Sky, dar au suferit pierderi majore. Sion, cu trupul ei firav, s-a trezit curajoasă pe câmpul de luptă, făcând orice îi stătea în putință pentru a salva fiecare om. Era gata să se sacrifice pentru a salva membrii clanului său și pe Rowan, șeful clanului roșu, ființa însetată de sânge din legende. În cele din urmă, Rowan a fost doborât, dar, dintr-o dată, a fost dus înapoi la momentul dinaintea catastrofei. Nu se poate! De data asta, jur că nu voi lăsa să se sacrifice pentru mine. Adevăratul salvator al lui Sion a fost Rowan, nu Sky, așa cum crezuse toată lumea. Cu toate acestea, din cauza rănilor grave provocate de corbii malefici, Rowan a fost dus înapoi la clanul roșu, iar Sky a primit toate meritele. Sion a aflat toată povestea și a început să plângă. Trezește-te, Rowan! Acum îți înțeleg adevăratele intenții! Și eu am sentimente pentru tine! Te rog, răspunde-mi! Dragă arbore al vieții, întotdeauna am încercat să fiu o persoană bună. Nu ți-am cerut nimic până acum. De această dată, te implor să-mi oferi din nou viață pentru a-l proteja pe Rowan. Când a terminat de vorbit, corpul lui Sion a căzut într-un somn adânc. S-a trezit la auzul cocoșului, iar durerea intensă de cap a determinat-o pe Sion să fie din nou conștientă. Prințesă, e timpul să sărbătorim! Astăzi e ziua anunții tale și nu trebuie să întârzii! Eu chiar am fost readusă la viață?
Ignorând uimirea tuturor, Saiyan a fugit afară, trecând granița dintre cele două clanuri divizate. Acolo stătea Rowan, care o aștepta zâmbind. Povestea de astăzi s-a încheiat! Vă mulțumim pentru susținere! Fiecare vizualizare ne încurajează să creăm cât mai multe povești interesante! Nu uitați să vă abonați la OA Fairy Tales pentru a ajunge la 100.000 de abonați cât mai curând! Iar acum, ne-ar plăcea să vă auzim gândurile și emoțiile despre povestea de astăzi! Ne vedem la episodul următor! A fost odată ca niciodată, într-o pădure magnifică și întinsă, un castel măreț și maestuos. Acolo trăia poporul unicornilor. Regele unicorn avea o prințesă incredibil de frumoasă, pe nume Maya. Era prețuită și foarte iubită de tatăl ei, regele. Maya era atât de inocentă și pură, încât nici păsările din jur nu îndrăzneau să ciripească prea tare, de teamă să nu o sperie. Cu toate acestea, cum nimeni nu e perfect, Maya putea și ea să fie uneori încăpățânată sau neîndemânatică, ceea ce ducea adesea la întâmplări amuzante. Timpul a trecut, iar Maya a împlinit 18 ani și a devenit o domnișoară mai frumoasă și mai strălucitoare ca oricând. Cornul ei de unicorn strălucea în 7 culori intense. Cu toate acestea, cornul ei se făcuse mai ascuțit și mai puternic, iar oamenii erau mai precauți când se aflau în preajma ei. În timpul unui antrenament obișnuit, Maya a rănit-o din greșeală pe una dintre însoțitoarele ei. Această întâmplare a întristat-o pe Maya și a început să-și pună întrebări. Oh, nu! Prin urmare, regele unicorn își dorea să-i găsească soțul perfect fiicei lui. Un bărbat care să aibă grijă de ea și să conducă bine regatul în viitor. Organizați, iute, un concurs prin care să-i găsesc un soț potrivit! Entuziasmați la auzul noii vești, mulți prinți din regatele vecine au venit pentru a se înscrie la concurs. Cu toții sperau că îi vor putea atrage privirea Maiei. Prințul lup Melo a fost primul care a apărut în fața prințesei. Majestate, frumoasă prințesă Maya, astăzi ți-am adus nenumărate ținute splendide realizate din blana unor creaturi rare. Și eu vreau să-ți arăt ceva. Maya l-a condus pe Melo în garderoba ei. Prințul a fost uimit de colecția vastă de rochi și articole vestimentare pe care le avea Maya. Prințul pește Eric a apărut în fața ei cu un aer de aroganță. El i-a oferit Maiei perle prețioase și comori din adâncul oceanului. Acestea sunt cele mai valoroase obiecte ale oceanului adânc. Dacă mă vei alege pe mine, toate aceste comori îți vor aparține. Maya privea nestematele cu indiferență. Am deja multe bogății. Eric s-a simțit rușinat și a plecat repede. Se părea că Maya nu era atrasă de bogăția materială. Chiar dacă avea la dispoziție atâta extravaganță, ea tângea după o iubire simplă. Tată, îmi voi căuta propriul destin. Vreau să-mi găsesc fericirea eu însămi. Închideți prințesa în camera ei. Nu are voie să iasă din acest castel. Eliberează-mă! Dă-mi drumul! Când s-a lăsat noaptea, Maya s-a așezat tristă într-un colț al camerei, privind pe geam. Lacrimile îi se prelingeau pe obraji, simțind cât de tare voia tatăl ei să o controleze. Regele mă controlează atât de tare, trebuie să scap de aici! Neputincioasă, Maya s-a lăsat la podea, dar deodată a auzit o voce răgușită. Prințesa Maya!
Cea care o strigase era Amel, însoțitoarea ei în vârstă. Amel era cea mai apropiată persoană a prințesei, după tatăl ei. A avut grijă de Maya încă din copilărie și o iubea foarte mult. Oh, Amel! Prințesă, pleacă repede de aici! Du-te să găsești iubirea pe care ți-o dorești! Îți mulțumesc, Amel! Maya se simțea eliberată și a fugit fericită afară din castel. Sub vălul unei nopți misterioase, Maya alerga cu repeziciune, fără să știe încotro se îndrepta. Dar credea că fuga din castel o va ghida spre fericirea mult dorită. Deodată, în timp ce fugea, Maya s-a împiedicat și a căzut într-o groapă adâncă. A încercat să găsească o cale de scăpare. E cineva acolo sus? Vă rog, ajutați-mă! Maya era cuprinsă de teamă. A plâns mult și se simțea epuizată. Când a venit dimineața, Maya a fost trezită de niște strigăte puternice. Domniță! Domniță! Ești bine? Maya și-a recăpătat încet simțurile. Când a privit în sus, a zărit silueta unui bărbat frumos și elegant. Destinul meu a apărut! Nu te teme, domniță, te voi ajuta! Inima Maiei a început să bată cu putere. Era atât de fascinată de frumusețea lui, încât a uitat că trebuia să iasă de acolo. Ricky a aruncat o funie în groapa în care se afla Maya. Prinde funia strâns și urcă iute spre mine! A încercat cu toată puterea să urce. Din păcate, cornul ei a atins funia, făcând-o să se rupă. Ești bine? Așteaptă-mă! Ricky a luat o altă funie și a sărit în groapă. Ține-te de mine, te voi ridica în siguranță. Eu? Pot să-ți îndepărtez mâinile acum. Eu sunt Ricky, vânătorul acestei păduri. Unde e casa ta? Te voi duce înapoi. Bărbatul acesta trebuie să fie al meu, nu-l pot lăsa să-mi scape. Eu sunt Maya, prințesa castelului îndepărtat. Tatăl meu vrea să mă forțeze să mă căsătoresc cu un bărbat pe care nu-l iubesc, așa că am fost nevoită să-mi părăsesc casa. Pot să stau la tine acasă pentru o zi? De îndată ce voi găsi un alt loc în care să locuiesc, voi pleca imediat! Da, poți rămâne la mine acasă, dar după ce ți se vor vindeca rănile, te voi duce înapoi la castel. Planul meu de a-mi găsi un soț este pe cale să reușească! Ricky a condus-o pe Maya la el acasă, un castel măreț care era la fel de frumos precum castelul în care locuia ea. Casa ta e minunată! E mare și antică! Pe măsură ce pătrundeau mai adânc în castel, Maya era tot mai impresionată. Se oprise asupra unui tablou cu un șarpe ce stătea agățat în centrul sălii. Am primit tabloul acesta de ziua mea, de la mama mea. Îl prețuiesc foarte mult și mi-e foarte drag. Aceasta este camera ta. Simte-te liberă, ca la tine acasă. Camera asta e destul de înspăimântătoare, dar nu e nimic dacă așa îi place lui. În acea noapte, Maya nu a putut să adoarmă. Obosită, s-a dus să caute de mâncare. În timp ce trecea prin marea sală din castel, Maya a tresărit când a văzut că șarpele din tablou dispăruse, iar ea era cuprinsă de îndoială. Maya s-a speriat și a alergat să-l găsească pe Ricky, dar spre surprinderea ei, Ricky părăsise castelul fără ca ea să știe. Ricky! Ricky! Maya s-a întors de îndată în camera ei și a încuiat-o, plină de teamă. Următoarea dimineață, Ricky a bătut la ușa Maiei pentru a-i servi micul dejun. Ea reconstituia în minte evenimentul straniu de noaptea trecută. Ți-am adus micul dejun! Ricky, aseară s-a întâmplat ceva foarte ciudat!
Șarpele din tablou a dispărut! Probabil ai fost obosită și ai visat. Cum putea să iasă șarpele din tablou? Nu mă crezi? Vino cu mine! Uită-te! Dar într-adevăr, șarpele era acolo. Cred că te-a obosit foarte tare ultimele zile și încurci unele lucruri. Maya nu putea să creadă că era doar de la oboseală, așa că era hotărâtă să găsească dovezi. În acea noapte, ea tot nu a reușit să doarmă, așa că s-a strecurat pe ascuns în sala cea mare și a așteptat să vină dimineața. Poate că am delirat de la oboseală. Dar chiar când era pe cale să se întoarcă în camera ei, a auzit un zgomot. Maya s-a ascuns iute în spatele unei statui și a fost martora unui adevăr înfricoșător. Ricky este șarpele! Așadar, ai văzut totul? Maya a început să strige după ajutor, dar nimeni nu a intervenit. Amețită cum era, Maya și-a amintit deodată de darul ei ceresc. Cornul de unicorn în 7 culori. Așa a reușit să scape de Ricky. În mod surprinzător, în fața ei apăruse Amel, însoțitoarea ei. Doamnă Amel, slavă Domnului că ai ajuns la timp! Altfel nu aș mai fi avut nicio șansă să-mi revăd tatăl! Prințesă, nu-ți fie teamă! Acesta este cel mai sigur loc! Urmează această potecă din peșteră pentru a scăpa din pădure, iar eu voi rămâne să-l opresc! Nici să nu te gândești să fugi! Doamna Mel, salvează-mă! Maya era șocată și nu i-a venit să creadă când și-a dat seama că însoțitoarea ei pe care o cunoștea de atâta vreme era de fapt o șerpoaică vicleană, mama lui Ricky. Amel fusese cea care i-a deschis intenționat ușa prințesei pentru a scăpa din castelul tatălui ei. Apoi prințesa a căzut în capcană pentru a fi salvată de Ricky. Totul fusese plănuit de dinainte. Prințesei îi părea rău că nu și-a ascultat tatăl. Se îndrăgostise de un străin frumos și a ajuns în această situație. De ce ai făcut asta? Tatăl tău a răpus regele șarpe, conducătorul nostru! Eu mi-am pierdut soțul, iar fiul meu și-a pierdut tatăl. Familia ta trebuie să plătească această faptă! Maya și-a dat seama că Amel se purta așa din cauza acțiunilor tatălui ei din trecut. Dați-mi voie să compensez acțiunile tatălui meu și să vindec rănile care v-au afectat atât de tare. E prea târziu acum. Vei putea să compensezi doar dacă ne vei da cornurile din familia ta. Să avem puterea și autoritatea tribului unicornilor. Ricky era tot mai slăbit. S-a unit cu Amel, iar cei doi s-au transformat într-un șarpe imens. Greșeala trebuie plătită! Puneți-vă toată furia în mine, n-o răniți pe Mala! Șarpele colosal devenise și mai furios. S-a întors și l-a atacat pe regele unicorn, care devenea tot mai slăbit. Fata mea, fugi repede de aici! Nu! Nu pot să-mi abandonez tatăl! Maya și-a folosit toată puterea de unicorn pentru a-și salva tatăl. Dar acum își pierduse cornul cel puternic și devenise o persoană obișnuită. Cât despre regele unicorn, din cauza veninului șarpelui, nu mai putea să se deplaseze. Tată, îmi pare rău că nu am ascultat cuvintele tale și am plecat singură din castel. Acum înțeleg că ai vrut ca soțul meu să nu fie un dușman al familiei noastre.
Am vrut doar să te protejez de forțele întunecate, dar intențiile mele s-au transformat în... Control. Și ți-am răpit libertatea. Acum că era un om obișnuit, Maya devenise mai pricepută și nu mai era neîndemânatică. Regele Unicorn îi aprecia abilitățile și a susținut povestea de dragoste a Maiei cu un bărbat sărman, dar foarte iubitor. După căsătoria lor, regele Unicorn i-a lăsat la tronul său pe Maya și noul ei soț. Ei au condus împărăția împreună și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Când viața îți este cuprinsă de tristețe, poți să-ți trimiți dorințele și visele către stele. Dacă ești destul de sincer și adun suficiente merite, dorințele tale vor fi purtate de vânt și vor atinge arborele antic al dorințelor. Apoi, zeii zodiacului vor transforma dorințele în realitate una câte una. Dorințele sunt păstrate în fructe stelare. E un soi rar de fructe, care deține esența arborelui dorințelor. Zeița supremă, Cosmo, va transforma acest fruct într-un vin magic. Vinul păstrează puterea extraordinară a zeiței, hrănește pământul și zeii zodiacului. Haideți să explorăm tărâmul zânelor dorințelor abonându-vă la canalul OA Fairy Tales. Arborele dorințelor dă roade doar o dată la 10 ani. Iar dacă nu vei fi destul de rapid, dorințele tale vor fi date la o parte. Actuala zeiță conducătoare este Capricornul, care este întotdeauna iute și dornică să adune cât mai multe dorințe de la fructele stelare pe care să le împlinească. Pe de altă parte, Pești este o zeiță de care oamenii râd adesea pentru că este neîndemânatică și lentă. Oamenii o privesc cu dispreț pentru că știe să creeze doar iluzii. E foarte visătoare și nu contribuie prea mult la îndeplinirea dorințelor. Deoarece nu a îndeplinit nicio dorință, simbolul constelației ei nici măcar nu apare pe cerul acestui pământ. Oh, nu! Am dormit prea mult! Astăzi e ziua în care pomul dorințelor dă roade! Când Pește a ajuns, aproape toate dorințele au fost deja luate. Doar două fructe stelare mai atârnau pe copac. Minunat! Fructul ăsta e al meu! Pleacă de aici! Haide, nu trebuie să fii atât de agresivă! Ai dormit prea mult, deci nu cere nimic. A mai rămas doar un fruct, grăbește-te să-l iei, Pești! Da, ia-l repede! Cred că e ceva în neregulă cu acest fruct stelar. Pești și-a dat seama că aceasta este o dorință greșită, total împotriva legilor vieții. De aceea ceilalți zei o evită. O bătrână tâmplar și-a pierdut fiul într-o avalanșă în urmă cu câțiva ani. Cuprinsă de o durere imensă pe care nu putea să o depășească, bătrâna și-a dorit ca fiul ei să învie. Dorința aceasta depășește posibilitățile zeilor zodiacului. Sărmana a primit o singură dorință. Las-o baltă, la urma urmei vei fi mereu o povară pentru acest pământ. Vă voi demonstra că nu e așa. Pești știe că nu poate să-l aducă înapoi pe fiul bătrânei așa cum își dorește, dar poate să-și folosească toate abilitățile ca mama lui să trăiască fericită. Scopul arborelui dorințelor și al zeilor zodiacului este până la urmă să aducă binele în viața oamenilor, să-i facă blânzi și fericiți. Doar atât de tare! Aici este casa bătrânei, sigur a adunat multe merite, așa că nu-i pot lăsa dorința să se piardă.
Bătrâna a fost cel mai faimos tâmplar din sat, datorită obiectelor incredibile pe care le realiza din lemn. Însă, de când s-a produs accidentul, nu poate să mai facă decât obiecte simple din lemn. În plus, stă toată ziua doar în casă și se uită la pozele vechi și plânge atât de mult încât ochii i s-au încețoșat. Cine? Cine ești tu? Oh, o zeiță! Nu te speria, eu sunt zeița Pești. Am venit să-ți îndeplinesc dorința. O implor pe zeiță. Deși am încercat să uit trecutul, nu vreau să-l uit. De acum înainte nu vei mai trăi niciodată în durere. Pești aruncă de îndată o vrajă pentru a curăța casa bătrânei. Apoi își folosește toată puterea pentru a crea o iluzie, făcând să apară imaginea fiului pierdut. Oh, copilul meu este chiar copilul meu! Mamă! Îmi pare rău, băiatul meu, dacă nu te-aș fi luat cu mine în acea zi! E în regulă, totul va fi bine! Inima bătrânei, ce a fost atâta timp îndurerată, acum bate de bucurie și fericire. Până la urmă, Pești a ajutat pe cineva. Nu e chiar atât de inutilă precum spun zeii. Dar imediat după aceea, un oaspete apare deodată în casa bătrânei. O vede pe bătrână vorbind și râzând singură, se sperie și fuge departe. El crede că bătrâna e atât de obsedată de fiul ei încât a ajuns în pragul nebuniei. O săptămână mai târziu, zeii zodiacului se adună la arborele sacru al dorințelor. Într-o clipă, toate fructele stelare de pe copac cad la pământ. Succes! Primul meu fruct stelar! Constelația Pești se observă acum foarte clar pe cer. Strălucește puternic alături de celelalte 11 constelații. Hei, cum ai reușit să îndeplinești dorința bătrânei? Puterea de a crea iluzii nu e o glumă, știi? Să creezi iluzia? Asta înseamnă că încă o lași pe bătrână să trăiască în trecut. Nu e nimic de lăudat. De ce nu? Vino cu mine să vezi cât de fericită este bătrâna. Dar, în mod neașteptat, cabana bătrânei era acum aglomerată și haotică. Sătenii au dat buzna în casă, iar unii medici cred că are o boală mentală și vor să o forțeze să ia medicamente. Bătrâna își petrece zilele mormâind singură și refuză să mai facă vreo treabă. Nu sunt nebună! Uitați-vă, copilul meu este aici! Ar trebui să vă bucurați pentru mine! Sătenii nu pot să o convingă pe bătrână, așa că pleacă supărați. Dar măcar bătrâna și-a întâlnit fiul din nou. Acest fruct stelar nu se pune pentru că a produs rezultate negative. Își dă seama încet de greșeală, dar la fel ca bătrâna, Pești nu vrea să înfrunte adevărul. Nu! Acest fruct stelar e al meu. Am încercat atât de mult să obțin unul. Nu mai fi încăpățânată, dă-mi fructul stelar. Pe măsură ce zeițele se apropie de tărâmul dorințelor, Pește aruncă o vrajă care prinde pe Capricorn într-un nor de furtună. Magia zeiței Pești reușește să o încetinească pe zeița Capricorn doar pentru câteva minute, dar este suficient timp ca să ajungă la Cosmo. Zeiță Cosmo, acesta este primul meu fruct stelar, ți-l ofer, zeiță! Felicitări, Pești! Să faci o treabă bună în continuare! Da, domniță! Inima zeiței Pești bate rapid, simte durere, dar și emoție în timp ce o privește pe zeița Cosmo cum transformă încet fructele stelare în vin sacru. Vinul acesta e neobișnuit de delicios! Dar, așa cum a prezis Capricorn, acel fruct stelar strică vinul lui Cosmo. Ce înseamnă asta? Ochii ei se măresc, dar de această dată sunt negri.
Zeița Cosmo strigă cu putere. Ea începe să capete diferite forme ciudate. Zeii Zodiacului își unesc iute forțele pentru a reține furia lui Cosmo. Oh, nu, e vina mea. Dorința negativă a adus consecințe negative și a fost alungată puritatea. Vraja de reținere începe să-și piardă efectul, iar Cosmo începe să distrugă totul. Structurile arhitecturale grandioase de pe nori se prăbușesc. Grădinile cu flori colorate sunt spulberate. O, Doamne, pești, nu vezi? Trebuie să rezolvi această problemă, ți-am spus deja! Ajută-mă, ce ar trebui să fac acum? Singura modalitate de a o supune pe zeița Cosmo este să schimbi situația, să transformi dorința dăunătoare într-una bună! Așa este, știu ce să fac, mulțumesc! Grăbește-te! Zeița Pești zboară repede acasă la bătrână. Casa este acum ruinată, murdară, iar bătrâna încă vorbește fericită cu iluzia pe care Pești a creat-o. Îmi pare sincer rău. Copilul meu, te rog, adu-mi copilul înapoi. Este timpul să înveți să înfrunți realitatea în loc să trăiești în iluziile trecutului. E imposibil! Te rog, zeița mea! Urmează-mă! Îți vei lua rămas bun de la copilul tău pentru ultima oară! Folosind o travă pentru a anula o travă, Pești rostește o vrajă prin care bătrâna să vadă o ultimă iluzie. Dar de această dată se află într-o grădină plină de culoare. Mamă! După atâta vreme, încă ești aici, copilul meu? Da, am trecut pe lumea cealaltă și acum duc o viață foarte fericită. Mamă, trebuie să trăiești și tu o viață fericită, să continui să creezi lucrări minunate din lemn și să ajuți oamenii din jurul tău. Când timpul tău se va sfârși, vei veni și tu în grădina cerească și vom fi împreună. Am înțeles acum! Întotdeauna te voi iubi, indiferent unde te-ai afla! Printr-o îmbrățișare plină de iubire, inima bătrânei renunță în sfârșit la trecut, hotărâtă să trăiască din plin anii ce i-au rămas. Când Pești s-a întors pe tărâmul stelelor, zeița Cosmo revenise la starea ei normală. Oh, zeița mea, îmi cer iertare! Dacă n-aș fi fost atât de încăpățânată! E în regulă, nu mai plânge. Chiar dacă tu ai cauzat asta, ai găsit o modalitate de a mă salva. Ești mai talentată decât crezi, Pești? Da, recunosc că abilitatea ta de a crea iluzii este impresionantă. Ai dreptate! Doar puțin încăpățânată și sensibilă. Gata, nu mă mai tachina! De atunci, zeița Capricorn și restul zeilor zodiacului nu mai concurează cu zeița Pești. Ei o ajută să îndeplinească multe dorințe și să le aducă fericire oamenilor. Basmul de astăzi nu e unul special. E vorba de o pădure normală, unde creaturile și oamenii trăiesc împreună în armonie și niciodată nu-și fac rău. Doar glumeam. După cum vedeți, pădurea asta nu e deloc normală și nici basmul de astăzi. Adânc în pădurea înfricoșătoare se află un loc numit Partea Întunecată. Oricine îndrăznește să se aventureze acolo e cuprins de groază, fiindcă sunt creaturi stranii care pândesc. Nimeni nu știe când a apărut Partea Întunecată, nimeni nu știe ce se află înăuntru. Chiar și atunci când bătrânii pădurii erau copii, Partea Întunecată era acolo deja. În această parte înfricoșătoare, adânc în pădure, există o singură locuitoare, Bella. Bella, o tânără fată vampir, stranie, rece și indiferentă, dar incredibil de frumoasă. Bella are o inimă rece, trăiește singură și evită contactul cu orice ființă vie.
Bella este cea care a creat partea întunecată și folosește capcane magice pentru a ține orice ființă departe. De aici ne dăm seama că Bella trăiește de multă vreme. Există încă de dinainte să apară partea întunecată. Spre deosebire de Bella, zeița iubirii Cupidon este foarte emotivă și plină de viață. Fiind zeița perechilor, Cupidon nu poate ignora indiferența Bellei. Spre deosebire de oamenii obișnuiți, Cupidon depășește cu ușurință capcanele Bellei. De multe ori, Cupidon s-a aventurat în partea întunecată, oferindu-i să o ajute cu problemele în dragoste. Probabil ați ghicit deja rezultatul, nu-i așa? Evident, vampirul nostru a refuzat categoric! Dintr-un motiv oarecare, cu cât Bella o respingea mai mult, cu atât Cupidon se încăpățâna mai tare să-i găsească un iubit. Viața solitară a Bellei părea că va rămâne mereu așa, dar soarta a intervenit pe neașteptate. Oh, Cupid, ce creatură enervantă! Deja ți-am spus răspunsul, nu-i așa? Bella a fost extrem de surprinsă. De multă vreme nu mai văzuse un copil uman. Cum a făcut? A, știu. Bella a ghicit corect. Cupidon voia să o tachineze cu trucurile ei. Vă implor, domnișoară! Băiețelul se numea Louis. Mama lui era grav bolnavă, iar medicina oamenilor nu avea niciun efect. Louis a venit în partea întunecată pentru a primi un remediu magic de la vampir. Dar de unde mă cunoști? Și cum ai ajuns aici? Doamna, cu aripi și cu arc, ea mi-a arătat calea să ajung aici. Dar demonii nu te-au speriat? Am fugit! Nu mi-au făcut nimic, deși eram speriat pentru mama mea. Lucrurile alea sunt doar pentru spectacol. Bine fie! Inima de gheață a Bellei a cedat în fața bunului Louis. El a dat dovadă de un mare curaj depășind capcanele ei. Să bea asta și se va vindeca. Ia-o și dispari. Nu spune nimănui și niciodată, niciodată să nu te întorci. Da, da, doamnă. Pentru câteva momente, inima de gheață a Bellei părea că se va dezgheța. Oh, ce ridicol! Dar Bella nu se aștepta ca a doua zi tânărul Louis să se întoarcă. Ai venit din nou? Louis? Vedeți voi, când Louis a văzut-o pe Bella atât de singură, a vrut să-i ofere un cățeluș, drept mulțumire. Cum îndrăznești? Hei, oprește-te acolo! Hei! Asta e... Din acea zi, Louis a vizitat-o des pe Bella. De multe, de nenumărate ori. Până când micul băiat lui s-a transformat într-un tânăr frumos. În timp, perseverența lui s-a cucerit-o pe Bella, care încetase de mult să-l mai alunge, deoarece știa că mereu, dar mereu se va întoarce. În adâncul inimii ei, Bella se bucura de fiecare dată când îl vedea pe Louis. Acesta era motivul pentru care a acceptat să primească această pacoste insistentă. De ce ai venit iar? Nu ți-e teamă că te voi mușca? Eu ți-am adus niște fructe proaspete. Ți-am spus că nu am nevoie de fructe. Dar merele de zilele trecute? Am făcut o travă din ele. Oh, înțeleg. Să știi că azi... Bella simțea că se întâmplă ceva neobișnuit. Ce se întâmplă azi? Poate ați observat comportamentul ciudat al tânărului Louis din ultima vreme. Bella, cu intuiția ei de vampir atât de dezvoltată, nu se putea înșela. Într-adevăr, Bella și-a dat seama despre ce era vorba. Louis se îndrăgostise de ea și voia să-i mărturisească iubirea. Deși Louis știa dinainte rezultatul acestei iubiri nepotrivite, știa că domnișoara vampir îl va respinge din nou și din nou. Se părea că tânărul nostru îndrăgostit era hotărât să urmeze pe Bella până la capăt. Ce tânăr inocent! S-ar putea să nu afle niciodată de ce Bella întotdeauna l-a respins.
Dar în această zi importantă, micul cățeluș pe care lui și l-a dat Bele era acum bătrân. Iar magia vampirilor, deși era puternică, nu putea să întoarcă timpul înapoi. Ce se întâmplă, Bela? Încă o dată, Luis venise să-și exprime dragostea pentru Bela. Dar în mod clar, astăzi nu era o zi tocmai potrivită. Din nou cu jocurile tale prostești de iubire! De ce nu înțelegi odată, om prostus ce ești? Și tu vei ajunge așa, te voi vedea plecat. Nu ești diferit de ei și tu ești la fel ca ei. De la început, poate că v-ați dat seama deja, domnișoara vampir Bela este nemuritoare. Cu mult timp în urmă, din cauza unei greșeli foarte grave, Bela a trebuit să îndure blestemul nemuririi pe care i-l-a pus Îngerul Morții. Mulți oameni cred că nemurirea este un dar, însă Bela înțelegea mai bine ca oricine imensa nefericire pe care o aducea. În timp ce îi privea pe cei dragi cum plecau, unul câte unul, ea rămânea întotdeauna tânără. Durerea a transformat-o pe Bela într-o ființă rece. De teamă să nu plece toți cei pe care iubește, s-a izolat. A creat partea întunecată și s-a distanțat de toate creaturile, evitând astfel orice suferință. Mulți dintre cei care au întâlnit-o pe Bela i-au promis că vor păcăli Îngerul Nopții și vor prelua nemurirea. Dar chiar dacă ura blestemul, i-a respins orice propunere. Bela știa că ar fi fost foarte periculos ca alte ființe să aibă nemurirea pe care o avea ea. În adâncul inimii ei, Bela cunoștea prea bine agonia nemuririi. Nu voia să sufere nimeni așa cum a suferit ea. Înțelegi acum, Luis? Nemurirea și agonia. Acestea erau barierele care o forțau pe Bela să-l respingă pe Luis. Dar... Pleacă! Dar... Pleacă! Acum! Și Bela îl iubea pe Luis, dar încerca să-și nege sentimentele. Se temea să înfrunte realitatea, aceea că într-o zi va trebui să-l privească pe Luis cum va pleca. Luis s-a întors trist acasă, acum înțelegea de ce nu putea să ajungă la Bela. E timpul! Luis i-a încălzit inima Belei, așa că zeița putea să-și folosească săgeata iubirii ca să-i unească. Bela e puternică datorită nemuririi ei. Am așteptat atât de mult timp momentul ăsta. Du-te înapoi și slăbește inima, apoi te voi ajuta. Luis a ezitat la început, dar pentru că o iubea atât de mult pe Bela, a acceptat propunerea lui Cupidon. Bela? De ce te-ai întors? Eu vreau să-mi cer scuze, este vina mea. Eu n-ar fi trebuit. Dar această nemurire, eu... Săgeata lui Cupidon a străpuns-o pe Bela. Ce-a pățit Bela? Dar ai spus că... Asta nu a fost săgeata iubirii? Prin săgeata trasă de Cupidon, zeița i-a furat nemurirea vampirului. Cupidon a tânjit mereu după nemurirea Belei. Știind că Bela nu vrea să renunțe la nemurirea ei, Cupidon l-a manipulat pe Luis pentru a-i dezgheța inima Belei. Din acest motiv, Cupidon încercase atât de tare să o ajute pe Bela. Dragostea pentru un muritor te-a atins. Te-a făcut să vrei să renunți la nemurire. Cât am așteptat să vină acest moment, Bela. De ce? M-am săturat de asta, zi de zi. Toate lucrurile astea banale legate de dragoste. Eu vreau să fac lucruri uimitoare. Fiind nemuritoare, îmi voi folosi puterea pentru a conduce toată lumea. Nemurirea a transformat-o pe Cupidon într-o ființă înfricoșătoare. Bela nu mai valora nimic pentru Cupidon. Îți voi îndeplini dorința, Bela? Nu!
N-o atinge pe Bela! Bietul lui, sunt simplu muritor, că el nu putea să înfrunte un zeu nemuritor. Nu! Bela a privit neputincioasă cum Cupidon l-a atacat pe Luis. Acum nu putea să mai facă nicio vrajă mică prin care să-l apere. Ce prostuți! Nu pot să înțeleg lucrurile astea banale din dragoste acum? Au! Puterea iubirii a trezit-o pe Bela. Ea a folosit de îndată săgeata lui Cupidon pentru a-și recâștiga nemurirea. Tu! Cine ar fi crezut că zeița iubirii, Cupidon, va fi învinsă de însăși puterea iubirii? Rămâi! Rămâi, te rog! Nemurirea! Mă gândeam, poate fi oferită de bunăvoie? Dacă ai putere, dar tu ești slăbit! O, Doamne! Nu mai vorbi! Voi încerca să... Săgeata aceea! Dă-mi-o mie! Voi lua eu nemurirea, iar tu... Tu nu va mai trebui să suferi! Vedeți voi, doar în acest fel mai putea Bela să-l salveze pe Luis. Ea ar fi rămas alături de el și avea să plece ca oamenii obișnuiți, fără să mai sufere. Dar Luis trebuia să trăiască în locul ei cu acest blestem. Cum pot să-i dau acest blestem îngrozitor celui pe care îl iubesc? În sfârșit, am înțeles. Bela, nu fugi. Trebuie să suferi. Pentru a înțelege sensul fericirii, doar în acest fel trăiești cu adevărat. Bela n-a trăit niciodată așa cum simțea ea cu adevărat până în acel moment. Atunci a acceptat iubirea și a acceptat de asemenea și durerea. Dragostea pentru Luis dezghețase inima. Nu se mai ferea de ființele vii și își folosea puterea pentru a ajuta toate creaturile. Deși durerea nu dispărea și o afecta orice plecare. Mai mult ca oricând, când și-a deschis inima în fața celorlalți, Bela a înțeles adevăratul sens al fericirii. Ani mai târziu, Bela continua să-și folosească magia pentru a proteja toate ființele vii. A? Ce s-a întâmplat cu magia mea? Un monstru a adormit-o pe Bela. Când s-a trezit, Bela se afla pentru a doua oară pe lumea cealaltă. Nu se poate! Cum? Iubirea te-a schimbat! Săgeata și-a făcut efectul! Nu mai ești nemuritoare. Am văzut cât ai făcut. Gata cu blestemul. Trăiește. Fii fericită. Până la următoarea noastră întâlnire. Bela s-a trezit într-o cameră ciudată. Se întreba dacă întâlnirea nu fusese decât un coșmar. Poate că nu. Trecuse foarte mult timp. 10.000 de ani. Dar abia acum a simțit adevărata fericire. Pentru că mai mult decât oricine, Bela a înțeles că e un privilegiu să fii o ființă muritoare. Când fiecare moment de iubire ar putea fi ultimul. Și acele gesturi mici, acum, deveniseră de 1.000.000 de ori mai valoroase.